Bună dimineața, sunt Georgia Pietreanu, sunteți pe Prima News. România suntem noi, cu bogăția pământului, cu tradiții de nepierdut, cu oameni buni, harnici, primitori, dar și cu probleme. Fără autostrăzi destule, fără spitale destule și moderne, peste toate însă cu speranță. Țara aceasta suntem noi să o sprijinim cu tot ce putem, să-i ajutăm pe cei care au mâinile crăpate de truda de pe ogoare. Susținem România, mănâncă românești, campania Focus și Prima News continuă. La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! Pregătirile pentru parada militară din capitală au intrat în linie dreaptă, o paradă de 1 decembrie cu multe premiere. Colegul meu Vlad Cârstea este deja la Arcul de Triumf și ne spune despre ce noutăți vorbim. Bună dimineața, Vlad, și la mulți ani! Bună dimineața, Georgia! Bună dimineața, Georgia, și la mulți ani! La mulți ani nouă românilor, la mulți ani tuturor telespectatorilor! În mai puțin de două ore, aproximativ 2400 de militari, pompieni, angajați ai serviciilor de informații sau ai MAI, vor defila prin fața noastră și prin Arcul de Triumf. Ei bine, vor fi aproximativ 130 de mijloace tehnice și aici ne referim la blindate, la transportoare, la tancuri, dar față de anul trecut vom avea și avioane, pentru că, după cum se poate vedea, astăzi vremea este destul de frumoasă, avem și soare pe cer. Ei bine, vom avea avioane, vom avea și premiere, cum ai spus și tu. Tot în ceea ce privește avioane, vom avea și noile ambulanțe aeriene achiziționate de MAI. Ei bine, pe lângă soldații români, pe lângă militarii români, vor defila aproximativ și 250 de militari străini. Vorbim de militari din Statele Unite ale Americii, din Belgia, din Franța, din Spania, din Polonia, dar și din Macedonia de Nord sau din Republica Moldova. De asemenea, militarii străini vor avea parte de 23 de mijloace tehnice, inclusiv avioane din Turcia, Germania sau țările de jos. Pentru că tot vom avea avioane pe cer, trebuie să spunem că anul acesta se împlinesc și 110 ani de la înființarea primei structuri de aeronautică militară din România. Așadar, acestea sunt informațiile pentru moment. Revin mai târziu, Georgia. Vlad, îți mulțumesc și te așteptăm în continuare cu noutăți. Mergem acum la colega mea, Carmen Gheorghe. Ea este alături de cei care se grăbesc să ajungă la paradă, mai ales copiii cu bunicii, dar aveți grijă ce trase urmați, pentru că centrul Bucureștiului este blocat. Bună dimineața, Carmen, la mulți ani! La ce oră vor fi ridicate restricțiile de circulație? Bună dimineața, Georgia, și la mulți ani! Restricțiile de circulație... Vom reface această legătură puțin mai târziu. Ei bine, dacă în capitală atracția este parada militară, cei care au ajuns la munte se relaxează fie la schi, fie în zonele spale, pensiunilor și hotelurilor. La Poiana Brașov a început sezonul sporturilor de iarnă, iar în Bucovina au ajuns oameni care vor să petreacă tradițional de ziua națională. Aproape că nu mai există locuri libere pentru cazare. Noi avem o gașcă de pitici care s-au bucurat astăzi foarte, foarte tare. Cum a fost, copii, astăzi? Bine! În Poiana Brașov, stratul de zăpadă de pe pârtii a ajuns și la 30 de centimetri. Mii de turiști se află în stațiunea din inima țării. Administratorii pârtilor au pregătit și câteva noutăți. De anul acesta am introdus o nouă cartelă, cartela de sezon, pentru cei împătimiți de schi sau pentru cei care fac schi de performanță și pot achiziționa o cartelă pe care o pot utiliza nelimitat pe toată perioada sezonului. Da, este distracție, copiilor le place și vremea este frumoasă și așteptăm să și ningă. Ați venit la schi, cum este pârtia? Este bună, a fost mai bună de dimineață, dar sperăm să fie în continuare mult mai bună. Cei care n-au experiență nici cu schiurile, nici cu placa de snowboard, au la dispoziție clasica sanie. Pentru a închiria un echipament complet de schi, adulții plătesc 70 de lei, iar copiii 60 de lei. Sănile se închiriază cu 20 de lei, iar cei care preferă snowboardul plătesc 70 de lei. Este foarte important ca orice schior să poarte cască și orice alt tip de protecție specifică schiului. De asemenea, observăm că e destul de aglomerat, trebuie schiat cu prudență, nu
cu mare viteză. Vacanța de 1 decembrie înseamnă și oferte speciale la hotelurile de la munte. Avem pregătit un pachet de 3 nopți, cazare cu demipensiune, cină tradițională în data de 1 decembrie și branș tradițional cu produse românești și muzică tradițională în data de 2. Mii de oameni au mers și în Bucovina. În ceea ce privește zona spa, turiștii pot beneficia de o piscină interioară, de o cadă tip jacuzzi, un ciubăr cu apă sărată aflat pe terasa zonei spa, saună umedă, saună uscată și chiar și o salină. Gradul de ocupare este de 100%. Pentru că avem aceste zile libere, suntem încântați să le petrecem alături de prietenii și rudele noastre aici în Bucovina. O să petrecem românește, dar nu cu excese, totul în limite normale. Acum, perioada frigului, e ok să faci o saună, să faci o baie într-o piscină. Administratorii de pensiuni au pregătit deja mesele doar cu bucate românești. Printre preparate găsiți atât ciolanul de porc cu fasole, care este lăudat zilele acestea, s-au scos în evidență, cât și sărmăluțele, berbecuțul, ciorba de hribi. Prețul unui sejur cu mic dejun inclus este cuprins între 250 și 550 de euro pentru 3 nopți. Și ne întoarcem la colega mea, Carmen Gheorghe. Carmen, te întrebam mai devreme ce restricții de circulație vor fi și până la ce oră? Bună dimineața, Georgia. Abia după ce parada se va termina, vor fi ridicate și restricțiile. Momentan este închis Bulevardul Chiselef, este restricționată zona dintre Piața Presei și Piața Victoriei, însă până la această oră pe oameni nu i-a încurcat acest lucru, pentru că mulți dintre ei au ales să vină cu metroul și nu cu mașina, având în vedere că sunt aceste restricții. Mai devreme, la stația de metrou Aviatorilor, am văzut foarte mulți bunici cu copii, așa cum spuneai și tu, foarte încântați că vin la paradă. Deja pot spune că au ajuns sute de oameni, ei sunt așteptați însă mult mai mulți până la ora 11. Copiii sunt foarte încântați de această zi. Pentru mulți este prima oară când vin la paradă. De asemenea, anul acesta este poate cel mai cald din ultimii 10 ani, astfel că automat a crescut foarte mult numărul oamenilor care au vrut să vină la paradă și să se bucure de această vreme frumoasă. Vedeți că urmează chiar să iasă și soarele, deci ne vom bucura azi de temperaturi foarte mari. Oamenii care au venit până acum spun că ei sunt mândri de România și că tocmai din acest motiv vor să sărbătorească astăzi ziua de 1 decembrie. Sunt mândri că sunt români, chiar dacă sunt și bune și rele în această țară. Însă astăzi, cei mai mulți dintre ei uită de lucrurile rele și se bucură de această paradă minunată care va începe la ora 11. Sunt mândri că sunt români, își fac poze și copiii sunt poate cei mai fericiți de astăzi, pentru că vor vedea și ei mulți pentru prima oară parada. Revenim însă și mai târziu cu detalii, Georgia. Carmen, îți mulțumesc tare mult și te așteptăm în continuare cu alte noutăți. Ei bine, cu pâine coaptă pe vatră la foc domol de lemne și adusă apoi acasă la clienți. Așa au supraviețuit brutăriile din mărginimea Sibiului în timpul pandemiei, dar și după. Brutarii din această zonă pitorească s-au reorientat către stilul vechi de producție, care, deși le ocupă mai mult timp, este pe gustul clienților. Urmarea, mirosul de pită proaspătă, plămădită și coaptă în cuptoarele bunicilor nu s-a pierdut, iar comenzile au crescut cu până la 15%. Urmăriți un nou material al campaniei Primaniu și Focus, Susținem România, Mănâncă românești! Ionita Macri și-a învățat tainele meseriei de brutar de la tatăl și bunicul său, iar acum are propria brutărie în satul Daia din județul Sibiu. În mai bine de 20 de ani de experiență, Ionita a copt pâine în tot felul de utilaje moderne. În cele din urmă, brutarul sibian a ales un cuptor cu vetre încălzite la foc de lemne. Astfel, spune brutarul nostru, gustul tradițional nu se pierde. Cuptorul pe lemne nu se compară cu nicio altă putere din asta termică. Nu, nici curent, nici gaz, nici n-am acceptat. E altul gust, e altă coacere, nu se compară. La pâine, la mâncare, la orice, dacă faci mâncare la foc de lemn, are un gust, dacă faci mâncare la foc de gaz, e altul gust, sau la electric. Pentru ca pita tradițională să iasă cum vrea brutarul, fiecare detaliu contează. Întregul proces durează aproape 7 ore. Numai coptul pitei pe vatră ține 2 ore, după care pâinea e scoasă și, cât încă e caldă, este bătută și rasă de coaja arsă în cuptor. Cum o descurc?
Pita tradițională este coaptă, împachetată la miezul nopții și livrată apoi la primele ore ale dimineții. Zilnic de aici pleacă 10 de pâini proaspete, fie de 700 de grame, fie de 1,5 kg. Bună. V-am livrat comanda pentru astăzi, da. 50 de pâini și sper să fie ok, să vă ajungă și pentru pe mâine, aștept comanda. Și Maria Ranf a aranjat un cuptor tradițional din cărămidă în gospodăria ei din satul Alămor, la 30 de kilometri de Sibiu. Cuptorul stă mai mereu încins cu jar și apoi se umple doldora cu pite tradiționale. Toate sunt făcute de doamna Maria, după rețete vechi de sute de ani și transmise din generație în generație. Doamne ajută, prima pite! Fiecare are rostul lui și rețeta lui. Nu le meștecă. Să lăsă cine bombă? No, pe muma, bunica... Dacă am crescut și m-am măritat la țară, am dus mai departe. Pitele doamnei Maria ajung în toate colțurile țării, prin curierat. Gospodina lucrează în funcție de comenzile pe care le primește, inclusiv pe rețele de socializare, unde este foarte activă. Asta e pita cu tot ce are bobul de grâu în ea și făină de secare. De secare? Da. E diferită față de... Da, e diferită față de pita albă. E mai dulceagă, mai umedă și totodată și mai sănătoasă. De asare e pregătită pita asta. Păi, doamne, de asară e. E. Deci asară am făcut plămădeală, multă muncă, dar e a doua familie, clienții mei. În funcție de mărime, o pită tradițională cu cartofi proaspăt coaptă pe vatră poate să coste între 15 și 30 de lei. Ea are mare căutare, mai ales în rândul celor nostalgici după gusturile copilăriei. Într-adevăr, e mai bună, seamănă un pic cu pâinea făcută de bunica mea la țară. E interesat. Ca să-și vândă marfa și fiind de calitate pâinea, atunci, într-adevăr, trece mai repede. Da, este foarte bună, se simte diferența, este făcută pe vatră și automat calitatea ei este de nota 10 și clienții noștri sunt mulțumiți de ea. E mai simplu așa cu livrările pe care le face la fața locului? Da, da. Mult mai simplu decât să mergem noi să ne aprovizionăm. Potrivit statisticilor, românii sunt cei mai mari consumatori de pâine din Uniunea Europeană, cu un consum anual de 83,7 kg de pâine. Mai mult, România se află între primii 5 producători de grâu de pe bătrânul continent. Doisprezece ani de muncă în Italia, alți câțiva pe care i-a muncit în agricultură și un singur vis pe care l-avea încă din adolescență, să devină fermier. Este povestea unui tânăr din Iași care are cea mai mare fermă de capre din întregul județ. Construită fără niciun ajutor de la stat, ferma are acum peste 200 de capre, iar în ultimii ani, tânărul a devenit unul dintre cei mai căutați producători de brânză, iaurt și chefir din țară. Urmăriți un nou material al campaniei Prima News și Focus, Susținem România, Mănâncă Românești! La intrarea în Bălțați din Iași este ferma de capre a lui Ionuț Popa, un bărbat de 35 de ani care an la rând a muncit pe brânci ca să strângă bani pentru visul lui, o fermă. Le dați mâncare și la alea micuțe de acolo? Vă educe? Da, le-am scos din iasă tot și e tot ok. Ca să-și deschidă ferma, Ionuț avea nevoie de peste 100 de mii de euro. La 18 ani a plecat în Italia, unde a rămas 12 ani. S-a întors cu 30 de mii de euro, bani pe care i-a investit în agricultură. Așa a reușit să strângă și restul banilor și a început să-și construiască visul lui. Odată construită ferma, Ionuț și-a cumpărat câteva vaci. Spera să facă bani cu produsele lactate pe care le putea vinde. Numai că nu a avut succes. După mult timp și-a încercat din nou norocul, de această dată însă cu capre. Acum avem 200 de capre, în jur de 200, și am început cu un efectiv foarte mic, adică la început am avut 4, am încercat, după aia am tot cumpărat și ne-am extins. Avem rasa Sanan, care e specializată doar pe lapte. Cât lapte, să spunem așa, poate să iasă de pe poarta fermei într-o zi sau cât de la ele? De la... În prezent, noi producem în jur de 300 de litri pe zi. În medie. Ionuț a investit apoi și în aparatura necesară ca să colecteze laptele și să-l transforme în iaurt, brânză sau chefir. Aici avem laptele care ajunge din tancul de răcire. Astăzi se produce telemea. Avem 400 de litri de lapte și o să iasă în jur de 36-38 de kg de telemea. Acesta este produsul obținut, telemeaua. E un produs ușor sărat, foarte conține puțin sare.
și foarte apreciat de clienți pentru că are o textură, o textură moale și un gust foarte, o aromă foarte plăcută. Cererea a fost extrem de mare, mai ales că Ionuț își vinde marfa chiar și online. Așa, produsele lui ajung pe mesele românilor din toate colțurile țării. Am văzut că produsele noastre sunt apreciate și atunci am decis că e nevoie să tot creștem. O parte din produse ajung în prepordereță în Iași, în magazini, livrăm și la domiciliu și altă parte ajung direct la clienți din țară, care comandă tot la fel pe site. De exemplu, astăzi câte comenzi? Astăzi avem 8 comenzi pentru în țară și 30 pentru la Iași, pentru mâine. Produsele le face doar din lapte proaspăt și ingrediente naturale. Crema de brânză, care e foarte apreciată, nu conține sare și indicată și pentru copilași mai mici, e proaspătă și aici mai avem un produs, noi o numim cubulețe îndrăznețe, e cubulețe de brânză în ulei de măsline și cu diferite mirodenii. Deși afacerea prosperă, Ionuț n-a scăpat de provocări, lipsa forței de muncă și mai ales seceta. E foarte important asta, ca hrana să fie produsă din noi și să fie de foarte bună calitate, pentru că nu poți să obții un produs de calitate fără să îi oferi animalului hrană sănătoasă. Am avut și dificultăți legate de forța de muncă, dar în prezent am reușit să formăm o echipă. Avem 6 angajați care se ocupă de întreg procesul, pentru că noi avem și culturi vegetale și producția de lapte. Am pus mâncare proaspătă și acum trecem la acțiunea contrajul 2, scos gunoiul. Pe lângă fermă și laboratorul în care face produsele din lapte de capră, Ionuț are și peste 80 de hectare de teren agricol. În pandemie a fost printre puținii fermieri care au mai făcut profit datorită faptului că își vinde produsele online. Ca să susținem în continuare fermierii români, trebuie așadar să mâncăm românești. Să faci agricultură în România poate fi cel mai frumos lucru din lume, dar și cel mai greu. Gândiți-vă că de la fermier vine hrana noastră. Ar trebui să fie o profesie tratată cu respect de statul român și de noi toți. Ar trebui să mâncăm toți produse românești, ar fi, nu-i așa, o dovadă de patriotism. Din păcate, fermierul român se confruntă astăzi cu o lipsă de susținere din partea statului și cu o concurență neloială a produselor venite din afară, mai ieftine, dar nu de aceeași calitate cu cele românești. Pentru că nu întotdeauna mai ieftin este mai bun. Astăzi și-l avem în legătură telefonică directă cu noi pe domnul Ștefan Muscă, fermier din județul Giurgiu și președintele Sindicatului Fermierilor Patrioți. Bună dimineața și la mulți ani! Bună dimineața și la mulți ani, stimată doamnă! Domnule Muscă, de ce să mâncăm produse românești? Of, păi asta e singura scăpare și salvare a fermierului din România, că altceva nu se mai poate face nimic în țara românească, pentru că noi, în ultima perioadă, politicile agricole nu ne-au ajutat prea mult. În primul rând că nu avem piață de desfacere. În al doilea rând, nu poate mai reziste fermele din România vânzând și la această oră laptele cu 1,7 lei, iar pe raftul să plece de la 6 până la 12 lei. Avem nevoie de magazine speciale pentru fermierii din România să poată să-și vândă marfa. Avem nevoie de linii de procesare pentru că suntem îngenuncheați de către mari multinaționale și de către firme și grupuri de investiții străine. De 33 de ani de zile așteptăm și ne acumulăm numai promisiuni. În rest, în general, nu facem absolut nimic. Agricultura din România astăzi, când eu vorbesc cu dumneavoastră, am în dificultate peste 300.000 de ferme din cele 792.000 de declarate în APIA, în care nu-și mai poate declara și să-și plătească datoriile. Iar dacă nu venim, iar dacă nu convingem consumatorul român să consume românești, nu vom fi salvați. Pentru că de bine de rău noi vom începe să facem niște linii de procesare la nivel de fiecare fermă, pentru că asta e singura salvare a noastră. Mai avem de convins cetățeanul din România să consume produse românești. Altfel nu vom fi salvați. Suntem deja pe marginea prăpastiei. Agricultura din România nu va mai exista. Pentru că se dorește de la un an la altul, de la o zi la altul, de la o zi la alta auzim că vor să vină cu făină de lăcuste, cu nu știu ce greieri, să reducă șeptelul de bovine cu 30%.
Nu va mai fi votată aceasta cu făina de greieri. Nu va exista la noi. Cel puțin asta spun guvernanții. Voiam să vă întreb, de ce credeți că românii nu aleg produsele românești, în afara prețului, bineînțeles, care sunt puțin mai scumpe decât cele din import? Doamne, să știți că urmăresc cu foarte mare atenție și când încep aceste târguri și merg în târguri să văd care e situația, pentru că nu-mi convine să văd mărul la 6 lei, să văd kilogramul de brânză la 65 de lei, să văd cârnații la 75 de lei. Nu este pentru mine ceva îmbucurător. Dar în toate târgurile acolo văd majoritatea sunt comercianți. Aici ar trebui să intervină instituțiile statului, pentru că acele prețuri care sunt mult mai scumpe față de cele din import ne dă nouă o mare palmă. Dar nu suntem noi de vină, nu producătorii suntem de vină, acolo sunt numai comercianți în care ne strică și nouă fațada noastră de producător de hrană. Sunt comercianți care bagă da o situație extraordinară de mare, am văzut și la Indagra, unde era 80 de lei un kilogram de jumări. Este strigător la cer. Noi nu vrem să intrăm în conflict cu consumatorul din România, ci cerem tuturor instituțiile statului, abilitate, Consiliul Concurenței, ANFC și toate, să urmărească cu mare atenție la ce preț pleacă produsul din fermă și la ce preț ajunge pe tarabe sau în magazine pentru consumator, pentru că nu suntem noi de vină acolo. Acolo este comerciantul care nu este deranjat absolut de nicio instituție a statului. În condițiile acestea, credeți că tinerii se vor mai îndrepta spre agricultură? Momentan nu. Deci tinerii momentan nu, pentru că n-au venit. Avem niște promisiuni acum de la acest ministru al agriculturii, în care vor să vină cu niște credite capital de lucru, cu niște credite pe o perioadă mai mare de 10 ani, de 20 de ani, și cu niște credite și cu niște programe pentru investiții și pentru linii de procesare. Dacă vor intra aceste lucruri în vigoare în țara asta românească, avem convingerea că vom mai atrage tineri din străinătate sau chiar din România să ne apucăm de treabă. Dar avem nevoie de magazine românești. Avem nevoie, cum le-a dat voie supermarketul să vină până orașe, avem nevoie să găsească o soluție în care să ne deschidă o piață de desfacere. Pentru că legea 3.2.1 votată în 2015 de Claus Iohannis, stăm sertarul Ministerului Agriculturii fără norme de aplicare a legii, pentru că nu ne permite Comunitatea Europeană să obligăm supermarketurile să avem marfă românească 51%. Iar în situația asta, neavând piață de desfacere, nu avem nici cum să ne atragă să începem procesarea, pentru că nu avem unde să vindem marfă. Vi s-a întâmplat să vi se întoarcă marfa de la raft din cauza că nu era atât de aspectoasă ca cea de import? Bineînțeles. De mai multe ori. Și aici nu este cumva și vina consumatorului că alege legume, fructe care arată bine, dar nu sunt neapărat și foarte bune? De exemplu, mărul de la Voinești pleacă la un leu 50, se întoarce, vine polonezul și îl aduce înapoi în România și îl bagă în școli din România cu 4 lei, 4 lei 50. N-a nimeni. Se încarcă castravetele de la matca cu leu și se întoarce înapoi în borcan cu 15 lei. Nimeni nu face absolut nimic. Consumatorul ar trebui să gândească extraordinar de bine și să pună și ei presiuni și să vină sprijinul nostru, în care să obligăm politicienii să ne deschidă piețe de desfacere. În piețele agroalimentare sunt 95% comercianți și de-abia 5% sunt producători. Iar acești producători nu găsesc mese, pentru că nu le dă voie comercianțul să vină acolo. Și atunci, aici cine este de vină? Decât instituțiile statului, care nu ne deschide o piață de desfacere și nu ne dă voie să mergem noi producători și să aplicăm prețul de producător. Pentru că chiar dacă apare marfă românească, apare de la comerciant și nu e un preț atât de convenabil pentru consumatorul din România. Domnule Muscă, ar scurta magazinele online drumul de la producător la consumator? Da, este și asta o soluție, dar nu toată lumea poate să facă, pentru că sunt oameni care au o vârstă de 60 ceva de ani, care încă mai lucrează în agricultură, iar acești oameni nu se descurcă cu online-ul. Să fim sinceri acum, suntem departe de problema asta, ca agricultorul să intre pe internet să-și facă el programe de... Aveam nevoie de, cum a înființat Casa de Comerț Unirea, să vină cu sprijin către cooperative, să meargă în fiecare comună, primarii care ne reprezintă, să meargă și să ne ajute să găsească o soluție. Dacă noi înființam camerele agricole la nivel de țara românească, tot producătorul, fie mic, fie mare, fie mijlociu, noi îl puteam salva cu aceste camere agricole. Nu se dorește, nu se vrea dezvoltarea
agriculturii din România. Ba mai mult, în ultima perioadă suntem atacați de toate produsele care vin din Ucraina. Am mierea păstorilor la nivel național în 2022-2023, nu mai cumpără nimeni. Deci toată mierea vine din Ucraina și din China. Nu era normal ca statul să-mi dea o protecție să mă ajute să pot să vând marfa? Deci produsele lactate vin aproape 65-70% din afară. Carnea de porc nu mai vorbim, că a depășit de 80%. Oare aceste guverne care s-au prindat, nu era cazul să seară în ajutorul nostru să oferim și noi o marfă românească sănătoasă? Nu există marfă mai ecologică ca în România la această oră, pentru că noi nu ne-am permis niciodată să dăm cu prea mult herbicid, să ne permitem să băgăm prea mult îngrășământ chimic. Deci față de ce vine din afară, este o marfă foarte, foarte ecologic, dar nu ne-a ajutat nimeni. Domnule Muscă, vă înțeleg supărarea și sper că se vor găsi soluții pentru agricultori, pentru fermierii români, pentru că avem nevoie să punem pe mese mâncare 100% românească. Ce este de la noi, cu siguranță este mai bun decât de la alții. O ultimă întrebare am pentru dumneavoastră. Ce le transmiteți românilor de Ziua Națională? Românii trebuie să trezească, stimată doamnă. Pentru că țara noastră a fost atacată și din afară și din interior, a fost desființată, am desființat toate instituțiile de cercetare, nu mai producem niciun fel de sămânță în țara românească, numai cu acordul ăsta am fost primit în Comunitatea Europeană ca să devenim piatră de desfacere. Românul trebuie să trezească, este ultima șansa noastră de a mai recupera țara, este ultima șansa noastră de a mânca o mâncare sănătoasă românească, pentru că noi suntem niște generații care vom pleca, iar dacă nu vom lăsa în urmă niște tineri, copii și nepoții noștri să putem să-i direcționăm către aceste sectoare, vom mânca ce am discutat puțin mai devreme, făină de lăcuste, carne artificială făcută de Bill Gates în două laboratoare de japă care le-am citat, și atunci noi suntem un popor creștin-ortodox și este momentul să ne trezim, să mâncăm românești, să consumăm tot, să cerem bonul fiscal și să ne facem concediu în România, că avem o țară extraordinar de frumoasă. Și atunci vom salva economia țării. Și nu trebuie să mai dăm voie nimănui să mai vândă nimic, fără să facem un referendum și a întreba fiecare cetățean al acestei țări. Trebuie să luptăm, să ne luăm țara înapoi, să o ducem pe făgașul ei unde merită, și să putem să producem hrană românească sănătoasă pentru poporul român. Domnule Muscă, vă mulțumesc foarte mult. Luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit, brânzeturi cu fel și fel de mirodenii, cu nuci, ori chiar cu vin. Deși pare o delicatesă din meniul unui restaurant din Franța, nu este tocmai așa. Este ceea ce face un român într-un sat din județul Mureș. Brânza de cund, devenită un adevărat brand, este în topul preferințelor celor care ajung în zonă și nu numai. Suntem în Cund, județul Mureș. Nu departe de intrarea în sat găsim această casă, pe care un localnic a transformat-o în urmă cu câțiva ani într-un atelier în care face brânzeturi. Și nu orice fel, ci unele rafinate, făcute după rețete franțuzești, elvețiene sau austriece. Povestea acestui atelier începe în 2016. Ișvan a preluat ferma de vaci a părinților, iar din laptele proaspăt a început apoi să facă fel și fel de bunătăți. Avem un efectiv de 40 de vaci cu lapte, avem un graj care este deschis ca să fie aer curat pentru animale, pune mare accent pe libertatea lor și pe furajarea lor. Ișvan a investit inițial 25.000 de euro în afacerea lui. Până să-și deschidă atelierul, a fost educator și a lucrat timp de 11 ani cu copiii cu probleme sociale în Germania. Ideea acestei afaceri de nișă s-a născut din dorința de a avea și în România produse de calitate, așa cum găsim, spre exemplu, în restaurantele din străinătate. Românii tot mai mult se uită la ce mănâncă, își doresc să aibă produse de calitate pe masă și cunosc diferențele între un produs industrial și un produs manufacturier. A fost greu să intri pe aceeași piață, pentru că, într-adevăr, produsul nostru este mai scump decât un produs industrial. Din fermă ajungem și în atelier. Găsim aici brânzeturile, care stau aliniate pe stelaje din fag. Procesul de fabricație se face cu mare atenție. Aici avem laptele proaspăt de azi dimineață și laptele de azi seară. Am adăugat culturile, cheagul și acum așteptăm să aibă loc coagularea laptelui. Camembertul este o brânză moale cu mucegaie nobilare care se produce în Normandia, în Franța. Au deja aproape 3 săptămâni, sunt deja aproape gata aceste produse și pot merge la
la consumat. Pentru unele sortimente, maturarea durează chiar și câteva luni. Brânzeturile cu mirodenii, nuci sau chiar vin sunt cele mai căutate. Ne aflăm aici în pivnița de maturare a manufacturii de brânză. Brânza natur, care este fără niciun fel de ingredient în plus față de lapte, și brânzeturi cu diverse mirodenii, cu fetească neagră, cu chili, cu ciocolată, cu nuci. Produsele noastre se fabrică după rețete și procedeu de fabricație din albii francezi și elvețieni și austrieci. Aici avem o roată de brânză de circa 12 kg, care pe parcursul maturării va pierde din greutate undeva la 1,5 kg. De aici, brânzeturile ajung direct la clienți pentru cei care vin la atelierul de manufactură, fie se vând mai departe la târgurile de profil sau în magazinele de nișă. Oamenii au inclusiv posibilitatea de a gusta înainte să le cumpere. Pentru că cererea a fost mare, Ișvan a început să colaboreze și cu câteva restaurante din zonă. Un camembert pane și un camembert cu usturoi, rozmarin și cu dulceață de fructe de pădure. Ideea de a mânca și la noi în țară preparate rafinate ca în străinătate i-a încântat pe mulți dintre români. Brânza neagră este cea mai comandată delicatesă. Negru se mai produce în Japonia și Argentina cu cerneală de sepie. Ișvan face camembertul cu cărbune activ. Folosim foarte mult din produsele locale și încercăm foarte mult să ajutăm pe cei din regiunea noastră. Brânza de la Cunt, devenit acum un brand, este făcută doar din ingrediente 100% naturale, lucru care încântă și mai mult pe cumpărători. Ca să susținem producătorii români, trebuie așadar să mâncăm românești. Au lăsat viața de oraș cu stresul și agitația ei pentru traiul din vârful muntelui. O familie de clujeni a mizat pe o afacere cu fructe uscate. Fructele sunt culese de prin munți, deshidratate, iar mai apoi sunt vândute pe internet sau în piețele volante din toată țara. Venit în atelierul nostru Bunătăți Uscate. Vă poftim înăuntru. Bine v-am găsit. Ce faceți? Bine, bine. În prim proces de producție. Poalele munților Apuseni, comuna Mărgău și o șură veche. A fost punctul de plecare al familiei Faur de a schimba viața și de a încerca să pună bazele unei afaceri. Un business pornit de la un obicei pe care l-au avut bunicii lor, acela de a usca fructe. Așa că au transformat vechea șură într-un laborator de unde ies bunătăți cu savori greu de egalat. Avem merișoare, ananas, căpșuni, vișine, scoarța, care sunt niște rulouri cum mâncam noi odată guma la metru. Pentru Sorin și Mihaela, parcă tot ce trăiesc astăzi este un vis. În urmă cu 3 ani nu s-ar fi gândit că vor avea propria afacere și că își vor crește cei doi copii în lumea satului. Avem un atelier de deshidratare și avem o varietate de produse deshidratate care au la bază ca și ingrediente fructe, legume, plante, ciuperci, și de aici, prin joacă, să spunem așa, și prin dragostea pentru activitatea noastră, am ajuns la un portofoliu de aproape 50 de produse în variate combinații, ca și ceaiuri, ca și fructe uscate pentru gustare. Cercul nostru de prieteni, de apropiați, văzând că noi dezidratăm, au avut un interes și în momentul ăla noi ne-am dat seama că, fiind interesul așa de mare, o putem transforma într-o afacere. Oamenii au mizat pe o forță uriașă pe care ți-o oferă natura. Fructele de pădure, pomii fructiferi din vârful muntelui. Au contactat producători de la care iau diverse fructe sau legume și de aici începe deliciul. Cele mai apreciate produse că tot aranjăm sunt cu siguranță chipsurile de căpșune, care e un chips cât se poate de sănătos pentru copii. Toate produsele noastre sunt doar deshidratate, nu au aditiv, nu au îndulcitor. În laboratorul care odinioară era șura veche a părinților lui Sorin se întâmplă magia. Mare parte din activitate o facem manual. Acum avem în procesul de deshidratare gutuile, care o să fie încorporate în ceaiurile noastre delicioase și în condimentul pentru vinul fiert. Vin tăiate, avem ajutorul de nădejde, robotul nostru care ne feliază la 3 mm fiecare fâșie de gutuie. Mirosul din laborator te îmbie să stai aici cu zilele. Gutuile mai au puțin și vor fi gata de livrare. Ducem tăvile în dezidator, așa cum bine vedeți. Distanța între tăvi e
una destul de mică, deci între cantitate destul de mare. Ca și tehnologie, dezidratoarele sunt electrice, ce avem noi. De aici puteți vedea pe panoul de comandă, are absolut tot controlat. Ideea lor i-a făcut și pe alți români să le ofere marfa lor pentru prelucrare. Așa se face că cei doi soți au ajuns să-și vândă preparatele în piață, la tarabă, dar și în magazine. Mi se par foarte bune în ideea în care sunt foarte bine uscate și mi-au plăcut foarte mult combinațiile pentru ceaiuri. Le-am folosit foarte mult pentru copii, pentru noi. Deși efortul e mare, pare că familia Faur a câștigat. Au mizat pe afacere românească și produc românești. Uitați de aromele din Tibet și China și mâncați românești, goji românești. 5 prieteni și-au văzut visul de o viață împlinit după ce au decis să investească în mai multe plantații în județul Suceava. Recunoscute pentru beneficiile lor, fructele de goji sunt acum transformate în sucuri sau dulcețuri, dar sunt folosite și în industria farma, pentru suplimente, loțiuni și tincturi. Mai mult, unul dintre terenurile pe care cresc a fost transformat în zonă didactică pentru elevii unui liceu. Agricultura nu a fost niciodată în plan pentru cei 5 suceveni, prieteni din copilărie. Și totuși au decis să-și încerce norocul cu o afacere în care riscurile erau mari, iar necunoscutele multe. Au mizat totul pe fructul mic, roșiatic și aromat de goji. Suntem în Cașvana, localitate renumită pentru culturile de cereale. Ei, ce să vezi, 5 prieteni care au trecut testul timpului, inspirați de gustul tibetan și aroma chinezească, au pus bazele unei afaceri 100% românești, cu goji românesc. Iacob Negrușer are 32 de ani, deține o fitofarmacie și a investit alături de amicii săi în aceste terenuri. Are încredere în afacerea cu fructe aromate. Noi astăzi am venit să mâncăm românești. Ce plantație interesantă! Cum a început totul? Totul a început în urmă cu 5 ani, unde împreună cu 5 prieteni am făcut un plan bine detaliat de 3 ani, un plan care a durat 3 ani, iar din 2021 am înființat și o cooperativă agricolă în acest sens. De ce ați ales o afacere cu goji? Cultura de goji am ales-o deoarece am găsit o informație într-o carte de istorie, și anume faptul că în Cașvana, în anii 60-72, am avut producții foarte ridicate, ocupând chiar locul 1 în România pe zmeu roșu și coacăz negru, ceea ce ne confirmă că avem condiții pedoclimatice și de sol ideale pentru acest segment agricol al arbuștilor fructiferi. Studiul și documentarea le-au fost de folos în această afacere și au înțeles că, dând mai departe din experiența lor, lucrurile se pot mișca mult mai ușor în comunitate. Impactul a fost unul super pozitiv. Am fost contactați chiar de către directorul Liceului Tehnologic, domnul Romul Nicolae, care ne-a propus o parcelă a terenului liceului să o luăm, să o arendăm și unde să venim cu întreaga știință a culturii să învățăm elevii pe acea parcelă. Pe terenul liceului, cei 5 prieteni au ales să cultive mure, pentru că este relativ mai ușor în comparație cu alți arbuști, iar elevii pot învăța și ei mai repede. Din această toamnă începând campaniile, stragiile de practică, urmând ca în timpul recoltatului elevii să fie plătiți și de ce nu să le oferim o bursă celor care doresc, bineînțeles că în domeniul agricol se continuă facultatea. Iacob e singurul dintre asociați care a rămas în țară și practic se ocupă de toate, însă zilnic vorbește cu prietenii săi. Salut, salut, George! Salutare, Iacob! Ce faci? Cum stăm cu lucrările de toamnă la plantații? Stăm foarte bine. Astăzi e sâmbătă. De luni o să intrăm la curățat murul și gojii. Și o zic că în 5 zile o să terminăm. De cules până la client e cale lungă și un drum anevoios, pentru că goji românesc e încă necunoscut pentru mulți, însă cei care au încercat fructele nu regretă. Grație în cine ar Bucovina, vă spun. Bună, aș vrea să mai plasez încă o comandă de 50 de kg de goji, dacă se poate. Nu fost foarte bune apreciate de clienții noștri, noi am făcut sirop. În acest moment, în România, culturile de goji sunt aproape inexistente și puțin s-au încumetat să riște cu această afacere. Cantitatea produsă la nivel național este mică, vorbim de câteva sute de producători cu terenuri destul de restrânse.
Poftiți la mere să sești, fructele legendare din inima Ardealului au apărut din nou în piețe, roadele muncii gospodarilor din mărginimea Sibiului. Soirile de mere sunt vechi de peste 200 de ani și se spune despre ele că erau nelipsite de pe mesele sașilor din Transilvania. Gustul lor acrișor, dar și poveștile țesute în jurul lor atrag mii de turiști la tarabele vânzătorilor. Dați-mi și eu o felie, vă rog. Nu au un aspect comercial, dar e semn că nu au fost tratate cu nicio substanță chimică. Au în schimb o istorie care se întinde pe două secole. Merele săsești au supraviețuit prin livezile de pome ale gospodarilor din mărginimea Sibiului, care îmbracă straie tradiționale când e zi de sărbătoare și ies cu ele la poartă. Printre cei care au avut grijă ca merele săsești să supraviețuiască în ultimii 70 de ani se numără și Maria Cânde. Pomii ăștia au fost plantați în așa fel încât unii se reziste până primăvara, unii să fie folosiți la compot sau cele merele roșii care erau foarte căutate de saș, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, de când mă știu, de 70 de ani. Adică de când sunt eu copil, așa au fost lucrurile, așa cum sunt acum. Merele săsești au apărut în mărginimea Sibiului undeva la mijlocul secolului al XIX-lea, când localnicii cultivau viță de vie, la care au fost nevoiți să renunțe, însă din cauza unei boli misterioase. De atunci, mărul a devenit noul fruct simbol al locului. Erau preferatele sașilor din Transilvania, care le foloseau și pe post de leacuri. Sunt în jur de 30 de astfel de soiuri de mere, spun specialiștii. Are peste 200 de ani. Soiul. Soi vechi. Tu de cât timp țineți livada? Nu a avut doamna Pupi. Asta am cumpărat de vreo 35 de ani am cumpărat-o noi. Pe lângă merele proaspete, producătorii și comercianții mai pun pe mese nuci, must sau oțet de mere, bostan de țară și alte produse locale. Foarte bun. Nu se compară cu ce găsești în piață, de exemplu. Merită să veniți până aici ca să luați mere de 200 de ani, să sești? Da, bineînțeles, chiar și pentru un kilogram e suficient să vii. Sunt foarte gustoase, am auzit că sunt dintr-un soi vechi de 200 de ani. Am venit și noi să cumpărăm pentru acasă, poate facem plăcintă. Localnicii se tem să nu piardă acest soi. Păcat însă că probabil se vor termina cu timpul, pentru că și pomii sunt foarte bătrâni, pepiniere nu sunt, adică nu există susținere ca să păstreze livezile vechi. Un kilogram de mere din mărginimea Sibiului costă între 4 și 6 lei, în funcție de soiul ales. Luăm o scurtă pauză de publicitate, nu plecați, revenim. Bine v-am regăsit, la mulți ani România, la mulți ani români. După ani în care li s-a părut că alimentele de import sunt cele mai bune, ei bine, românii se reorientează spre produse ecologice 100% locale. Un motiv de bucurie pentru producătorii autohtoni cu afaceri în micile cătune. În 2015, doi antreprenori din județul Cluj deschideau singura păstrăvărie ecologică din România de la acea vreme. O afacere de succes pe care în prezent au extins-o, construind și o băcănie modernă cu produse din păstrăv, desigur. La doar câțiva kilometri de Cluj-Napoca, în localitatea Bologa, se află prima păstrăvărie ecologică deschisă în țara noastră. În 2015, când au construit-o, Leana și Ovidiu Oltean, proprietarii păstrăvăriei, nici nu se gândeau că îi va lovi succesul. Ideea lor a fost să-i asigure fiului o hrană sănătoasă. Eu împreună cu soția mea am lucrat în corporații, în firme private, de unde ne-am desprins, am luat decizia să mergem pe acest drum. Așa cum am crezut în urmă cu 8 ani, credem în continuare faptul că va fi o mare încercare să descoperi în viitorul apropiat o hrană curată, o hrană naturală. La nivel mondial se discută mult în jurul acestui subiect și se pare că se conturează încet, încet ideea de a merge cât mai mult spre o agricultură ecologică. Creșterea păstrăvului ecologic nu este deloc simplă. Se face în mai multe etape și este nevoie de multe bazine extrem de încăpătoare. Ca și la început avem 15 bazine, avem o anumită cantitate de puiet care trebuie distribuită în funcție de etapele de creștere a fiecărui lot. În momentul de față avem pești undeva la 150 de grame care urmează să fie distribuit în mai multe bazine.
Și totodată trebuie să respectăm 20 de kilograme pe metru cub de apă când ne impun cei de la certificarea ecologică. Afacerea a prins contur, iar cei doi soți au început să facă și preparate din păstrăv ecologic. Pentru că au fost extrem de apreciate de clienți, au deschis și o băcănie. Avem o zacuscă de pește pe care o avem încă de la începutul băcănilor în portofoliul nostru. Este un produs foarte apreciat. Un alt produs pe care îl avem este acest păstrăv afumat, tot așa certificat ecologic. E un produs care merge extrem de bine în salate. Pate din pește afumat, e tartinabil, e simplu ca și rețetă, dar curat ca și etichetă. În băcănia lor se poate chiar și mânca, iar preparatele sunt gătite în fața clienților. Erau clienți care veneau să-și cumpere materie primă de la noi, dar datorită timpului foarte ocupat, efectiv nu reușeau să gătească acasă. Și atunci ne-au întrebat ce ar fi dacă ați găti voi pentru noi. Lucru care s-a și întâmplat, totul se întâmplă într-un open space. Bucătăria, după cum ați văzut, este deschisă. Clientul vede exact ce gătim și cum gătim și din ce produse gătim. Noi nu prăjim, nu călim. Singura variantă de gătire la noi este la cuptor sau varianta de fierbere. Pe viitor, cei doi soți se gândesc să-și deschidă chiar și un restaurant în comună. Vor contribui astfel și la dezvoltarea turismului în zonă. Se ia un vis, se pune puțin cura, se amestecă cu pricepere în ale cercetării și astfel ia naștere o afacere de succes. Este povestea lui Constantin și a Dacianei, un fizician și o chimistă care au renunțat la joburile lor de zi cu zi pentru a-și urma menirea. Aceea de a inventa și breveta un aliment cu totul și cu totul revoluționar. Îi spune aliment pentru că nu este nici miere și nici dulceață. Este ceva unic și aproape imposibil de comparat cu ce ați mai gustat până acum. În plus, totul este natural, făcut din produse românești. Așa e că v-am făcut curioși. La doar câțiva pași de agitația orașului, pe un drum șerpuit unde natura ți se prezintă în cea mai pură formă, un indicator anunță mierea. Aici parcă timpul a stat puțin în loc și nu s-a grăbit deloc să țină pasul cu vremurile. Localnicii trăiesc în armonie perfectă cu natura, iar casele ți amintesc de liniștea pe care doar la sat o mai poți întâlni. Cu mierea e de-a locului, doi gospodari îndrăgostiți de gustul ei, dar și de prospețimea fructelor, au avut un vis, pe care l-au și transformat în realitate. Așa s-a născut Melinis. Este Melinis sau Meliniș? Ambele. Ambele? Inițial a fost Meliniș, pentru că de aceea n-am spus ideea, merit de la miere și nici de la nici cu valea unde suntem. Un prieten ne-a zis, poate merge mai frumos Melinis, pentru că e mai universal. De când le treci pragul micului atelier de producție, te întâmpină cu bucurie și nesați în priviri, dornici să-ți povestească despre copilul lor. Ar putea să fie o chestie micuță, pentru că lucram artizanal, cantități mici, însă regulile în industria alimentară sunt foarte severe. Ai nevoie de foarte multe lucruri care trebuie făcute și în momentul ăla vor merge la un anumit nivel care... Da. Da, pentru că... Și atunci locul ăsta pe care acolo l-ați făcut acolo, inițial... Nu, nu, asta am făcut-o folosit în tot ansamblu pentru a primi, a discuta, a prezenta, a da un aer un pic mai local, povestii care e foarte industriale în același timp. Fiind în sat, să nu fie chiar o hală între case, am zis că prima parte... Și prima casă să fie, da, să fie de-a locului. Un chimist și o fiziciană, fiecare cu slujba lui și cariera lui, și-au dat seama în urmă cu 3 ani că sunt pe cale să descopere ceva unic. Pe vale aici noi suntem în localitatea Mierea. Deci sunt foarte mulți agricultori. Mai jos, niște ani în urmă, era cineva care și acum vinde căpșuni, Smeura atunci vindea căpșuni. Soția cumpărase o mașinărie care să permită un deshidrator care să facă tot soiul de biscuiți. Am amestecat mierea cu fructele, separam sucul, a venit ideea de a le pune împreună și a vedea ce poate să facă acel deshidrator. Ca să vadă dacă dulcele era și pe placul altora, au început să le ofere prietenilor, care s-au arătat mai mult decât încântați. Acela a fost momentul în care Daciana și Constantin au decis că e cazul să producă mai mult. Seamănă unele, când le vede cineva, îi se pare unele că seamănă cu dulceață, alte cu gem. Când le gustă, își dau seama că este cu totul altceva. De ce e deosebită tehnologia? Ce e ieșit din comun? Noi procesăm fructele fără fierbere. Și temperatura maximă la care se lucrează este cam 38 de grade și în acest fel folosim miere.
pentru că nu se recomandă să încălzești mierea peste 40 de grade. Tehnologia noastră e o tehnologie în sine nouă, este brevet internațional, l-am obținut pentru el și pentru tehnologie și pentru produs. În industria alimentară să obții un brevet pentru produs e un lucru rar. 3 ani mai târziu a ajuns ca cererea să depășească oferta. În momentul de față am început să devenim cunoscuți. Destul de multă lume a auzit de produsele noastre. Avem cerere, nu putem face față cererii. Acum produc lunar peste 6.000 de borcane și asta pentru că procesul este unul de durată. Aici avem în pregătire melinisul de trandafiri, un amestec de miere cu petale de trandafiri. Aici pregătim smeură cu miere. La smeură scoatem sâmburii și produsul este sub formă de pastă. Trandafirii stau cel mai puțin, 10 zile. Da, dar sunt fructe care stau și 3 săptămâni. Constantin și Daciana sunt conștienți că pasiunea și devotamentul i-au adus aici. Dorința de a împărtăși cu alții ceea ce ei au descoperit. Când îi întrebi care produs din gamă le place cel mai tare, îți răspund fără tăgadă. Pentru mine cel de trandafir, fără discuții. Cel de trandafir. Cred că și pentru mine cel de trandafirii. Pentru că de la trandafiri a pornit, de fapt, totul. Primul borcan de melinis a fost cu petale de trandafiri. Tot ce vedeți aici, în spatele meu, și se întinde până sus pe deal, este plantația de trandafiri. Pare că nu e mare lucru, dar peste o lună, aici, vor apărea foarte multe flori și mirosul va fi inegalabil, mi-au spus cei care conduc această afacere. De aici, petalele pe care oamenii le culeg ajung acolo, unde ați văzut. Și mai departe sunt combinate cu mierea și este acea dulceață miere melinis. Cât despre gust, acesta nu poate fi comparat cu nimic. Ne-au spus-o și ei, dar ne-am convins și singuri. Mamă, chiar foarte bun. Să fii proprietarul unei stâni, să ai angajați ciobani, bărbați aspri și obișnuiți cu munca grea, nu vă gândiți că poate să fie o muncă de femeie. Numai că Mărioara Băbu asta face, conduce stâna Ștefanu din Novaci, județul Gorj. Băcița Mărioara este și tezaur viu, titlul primit anul acesta din partea Ministerului Culturii. Bună dimineața, o avem în direct pe Zoom pe doamna Mărioara Băbu. Bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața, la mulți ani România, la mulți ani dragi români. Mă bucur că astăzi sunt cu dumneavoastră în legătură directă. Să vă urez din tot sufletul tuturor românilor la mulți ani, să fie sănătoși și să se întoarcă la tradițiile noastre. Măcar o dată pe an să ne amintim că suntem români și avem tradiții și obiceiuri frumoase. Și noi ne bucurăm, doamna Băbu, că sunteți alături de noi. Vreau să vă întreb dacă este greu să fii băciță. Este grea această meserie? Nu este greu. Nu este greu deloc dacă faci ceea ce îți place. Eu consider că la momentul oportun aș fi putut să fac orice sau... Am ales să fac această meserie și dacă m-aș mai întoarce în timp cu 30 de ani, aș face același lucru. Simt că am fost făcută pentru așa ceva. Sunteți recunoscută și celebră pentru tocanul de oaie, ei bine, și primul produs tradițional din Gorj, atestat de statul român, mâncare românească, adică gătită tradițional. Vreau să vă întreb de unde ați moștenit rețeta și dacă ne puteți spune și nouă care este ingredientul secret. Ingredientul secret este faptul că este o mâncare veche, veche cu tradiții vechi, o mâncare care cred că atunci când Dumnezeu a lăsat-o aia pe pământ, a lăsat și această mâncare sănătoasă și să le fie de folos celor care păstoresc turmele de oi. A fost mâncarea de bază și este mâncarea de bază a ciobanilor. Cei care mergeau în transumanță cu ani în urmă și acum și întotdeauna la noi, la Novaci, vorbesc despre
orașul din care vine orașul Novaci, tocanul de oaie se mănâncă la evenimente și în cazuri fericite și nefericite. Vorbesc și de nunți și de mormântări. Este mâncarea de bază. Dacă te duci la un eveniment la Novaci, nu a avut tocan, lumea deja e dezamăgită. Și a prins foarte bine și la turiști. Tocanul de oaie este foarte, foarte căutat și cred că nu va dispărea nici cu generațiile care vor veni. Doamna Băbu, este greu în zilele noastre să ai o stână tradițională? Mai apreciază românii astfel de lucruri? Da. Observ acum în ultimul timp că lumea încearcă să se întoarcă la mâncarea tradițională. Este, într-adevăr, este greu. Și vorbesc de punctele gastronomice locale din toată țara, nu numai din Gorj, și mulți se plâng că hârțogăria asta e mai dificilă și că nu este adevărat. Atunci când faci ceea ce ți-mi plăcere, că vedeți dumneavoastră și la un bun gastronomic, chiar și la stâna Ștefanu, mănâncă atâta lume, trebuie să ai minimile condiții și să de igienă și să respecti unele reguli care ți se impun. Și faptul că faci ceva tradițional și nu faci obligatoriu, faci de drag ceea ce faci, că toată lumea spune, dacă pui suflet, nu este adevărat. Pui suflet, sigur că da, dar trebuie să faci și ceea ce este acum normal, igiena și asta. Nu este greu deloc. Trebuie să-ți placă ceea ce faci și atunci totul se rezolvă de la sine. Și eu am mai spus și vă mai spun și dumneavoastră, atâta timp cât te apuci să faci ceva pentru public, pentru oameni, pentru turiști, și nu pui înainte câștigul, vrei să mulțumești lumea, să știți că toate vin de la sine. Să știți că eu dimineața când mă trezesc acolo, sunt vârful muntelui la stână, pentru că nu cobor de primăvara până toamna, nu mă gândesc ceea ce realizez eu astăzi, mă gândesc câtă lume pot să mulțumesc. Și atunci când omul iartă de pe poarta stânii cu gândul să revină, nu poate fi altă mulțumire mai mare. Ce le-ați spune unor tineri care vor să crească animale și să lucreze pământul? Dacă simt că au atracție pentru această meserie, să zicem acum meserie, să facă, dacă nu, fiecare om este hărăzit cu ceva, dacă simte că e atras de această meserie și o face de plăcere, e bine să o facă, dacă nu, să facă cu totul altceva. Tinerii din ziua de azi au mai multe condiții, vedeți dumneavoastră, li se oferă și niște subvenții și ajutor de la stat. E mult, mult mai simplu ca pe vremurile noastre, când transumanța se făcea mai greu și să nu vorbim de condițiile de acum. Acum condițiile sunt mai bune, tinerii au alte oportunități și eu îndemn să fac acest lucru pentru că va veni vremea când lumea se va întoarce și se simte că se întoarce la mâncarea românească și la tradițiile românești. Și în felul acesta nu ni se pierd nici tradițiile. Dacă în fața dumneavoastră s-ar afla premierul României, ministrul agriculturii, ce ați vrea să le transmiteți? Să le transmit să se întoarcă cu fața și către fermierii români, nu numai, către toți oamenii de rând. Oamenii de la țară care își doresc poate să facă ceea ce am făcut eu și nu au acel, trebuie să ai și curaj să faci. Să fie cu sufletul și să-i sprijine, mai ales pe tineri, să se întoarcă la tradiții, să nu dispară. Și atâta cât se poate să le ofere un ajutor, eu știu. Știu că și noi, oamenii, suntem într-un fel vinovați, că vedeți dumneavoastră, chiar dacă noi am ținut oile, noi suntem ciobanii autentici, ciobanii fără subvenții, noi am ținut oile și pe timpul când nu aveam niciun ajutor de la stat. Și le ținem și acum, când de bine de rău primim un sprijin. Vedeți dumneavoastră, e foarte important pentru tinerii care se apucă acum de această meserie să fie sprijiniți.
dar îndemn la rândul meu și tinerii, dacă li se oferă un sprijin, să-l folosească în mod util și cu gânduri bune, că vedeți dumneavoastră cum se mai întâmplă și în ziua de astăzi. Și ultima întrebare, ce mesaj le transmiteți românilor acum de Ziua Națională? Sănătate multă, să fie sănătoși și să ne ferească Dumnezeu de rele, să ne întâlnim cu bine, la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani România, sunt mândră că sunt româncă, sunt mândră că astăzi v-ați gândit la mine și sunt în legătură directă cu dumneavoastră, e un lucru foarte important și pentru mine. Să fie pentru toți românii toate gândurile bune de aici, din Vârful Muntelui. Și noi vă mulțumim, vă doresc la mulți ani încă o dată și mult succes, pentru că faceți bine ceea ce faceți. Vă mulțumesc din suflet, să fiți sănătoși și de fiecare dată să ne întâlnim cu bine și la anul tot așa. Mergem mai departe. Să vrei să produci ingrediente de bază pentru o hrană sănătoasă este o luptă continuă. La doi pași de Galați găsiți moara italiană din comuna Tulucești. Povestea antreprenorului care a cumpărat-o și care produce aici făină certificată 100% ecologic a început simplu, cu o dorință, aceea de a oferi materia primă pentru mâncarea sănătoasă, de la grâul cules, măcinat și transformat în făină și până la produsul finit, pâinea, este însă o muncă neîncetată. Este făcută și mai fină, se împarte, duce în site, după care se întoarce. De ani buni, aici, la Tulucești, Galați, este moara italiană. Se cheamă așa din perioada interbelică, pe vremea când aparținea unui italian stabilit în zona. Evident, naționalizată de comuniști, moara a ajuns să fie cumpărată de un localnic în 2016, iar el a transformat-o în moară certificată pentru făină ecologică. Am vrut să aducem și ceva foarte bun în județul nostru. În familie avem și cei care știu să facă pâine și atunci haideți să încercăm să vedem ce este cu această făină bio. Intrând în detalii, am văzut ce înseamnă cu ce se întâmplă cu făina clasică, câte produse chimice se află în ea și cât de rău ne fac. Și atunci am zis, haideți să încercăm să scoatem aceste chimicale, să facem o făină cât mai curată. Investiția inițială a fost de peste 120.000 de euro. Aici avem un malai din porumb ecologic. Aici este tărâșa, ce rezultă de la măcinișul de porumb. Încă de când a cumpărat moara, gălățeanul s-a lovit de mai multe probleme. Statul român nu-l ajută, deși în alte țări europene acest tip de afaceri e subvenționat. E la fel de greu cum am pornit-o, e greu și acum. Foarte greu pentru a găsi clienții. Avem la București un client foarte bun care chiar face o pâine deosebită. Am încercat câteva brutării de aici, dar nu s-a putut. Încă mai așteptăm. Ce descurajează? Chiar diferența aceasta de preț îi afectează. Nici materia primă nu este ușor de găsit. În primul rând, are nevoie de cereale ecologice. Majoritatea se duc însă la export. Este o făină integrală, tip 1250. Integrală, din bobă întreg. Este o făină integrală din grâu spelta. Adică e mai fină ca cealaltă? E mai fină. Care e cea mai mare provocare acum pentru noastră ca antreprenori pentru această mare? S-o pot duce mai departe și să pot să văd că produsul meu este cumpărat și folosit. Ca să poată să vândă făina certificată ecologic, trebuie să o supună unei serii de teste de laborator. Costurile sunt enorme. Este foarte dificil datorită faptului că materia primă o cumpărăm de la Constanța. În momentul când aducem în buncăr grâul, noi nu putem măcina să facem făină albă tip 550 până nu o ducem la analiză. În momentul când DSV-ul ne confirmă că este ecologic, atunci noi măcinăm. Odată obținut un astfel de certificat, făina poate fi apoi dată spre vânzare. De la Galați, făina ecologică ajunge aici, în această brutărie din București. Este locul în care zilnic se fac aproximativ 1000 de pâini, așa cum este și aceasta, care mai departe, bineînțeles, ajunge pe mesele românilor. Frământarea aluatului pentru pâinea din făina ecologică se face cu mare atenție. Este un aluat destul de lichid acesta. Din acest motiv nu poate fi modelat de nicio
mașinărie, trebuie făcut totul acolo la mână. Se aud bulele cum se spargă, că înseamnă că e fermentare corectă. Iar dospirea este foarte importantă. Până a dospit, un proces de dospire foarte îndelungat, având în vedere că pâinea aceasta nu are deloc drojdie comerciale, are doar drojdiile care se regăsesc în mod natural pe bobul de grâu. Temperatura de coacere trebuie să fie extrem de ridicată. Acum se bagă pâinea în cuptor. Cum durează? În jur de 35-40 de minute. La 240-45 se încinge cuptorul mai puternic, pentru că atunci când băgăm pâinea în cuptor pierde multă căldură. Cu toții ne dorim să mâncăm sănătos. Cred că este unul dintre puținele lucruri cu care mai putem să ne lăudăm noi aici, faptul că încă mai avem produse cu gust, produse nemodificate genetic, și ăsta este unul din motivele principale pentru care trebuie să-i susținem. Acum deschidem cuptorul să vedem cât a crescut, așa arată pâinea după aproximativ 10 minute. După alte câteva zeci de minute, pâine foarte și răcită, cam așa arată. Făina ecologică are foarte multe beneficii pentru organism, spun brutarii. În primul rând gustul cerealelor și în al doilea rând faptul că este un produs sănătos și nemodificat, nestropit, necontaminat cu niciun fel de pesticide. De aici am pornit noi când am căutat grâu ecologic, că ne doream să regăsim gustul produselor cu care ne-am obișnuit noi în copilărie. Grâul ecologic are un gluten mult mai slab. Și proprietarul acestei fabrici de bragă din Galați se numără printre clienții fideli ai Morii din Tulucești. Tărâța și grâul ecologic o punem în acest utilaj, este pe principiul unei oale sub presiune. Ea acum chiar este în funcțiune, după cum puteți vedea. Ele aici fierb. Este singurul care l-am găsit pe raza orașului Galați ca și distribuitor, producător de cereale ecologice. Noi am urmărit să folosim numai ingrediente naturale, ecologice în bragă. Un kilogram de făină ecologică costă între 6 și 10 lei, în funcție de sortiment, în timp ce un kilogram de făină obișnuită costă aproape 4 lei, direct de la producător. Căpșuna de noiembrie este producția cu care se laudă un tânăr antreprenor din Iași. Acesta a reușit să pună pe picioare o afacere unică în zona Moldovei. Cultivă, crește, recoltează și vinde căpșuni în aproape toate lunile anului, iar fructele sale sunt din ce în ce mai căutate. După o investiție pe măsură, omul a reușit să-și crească afacerea și să plătească și câțiva angajați. Sunt bune? Foarte bune. De unde credeți că sunt, doamnă? Italia, Spania, de unde credeți că sunt? Nu pot da seama. Sunt aromate. De unde credeți că sunt? Sunt de astea care fac tot anul și sunt... De unde poate să fie? Da, sunt foarte aromate. Și cred că proveniența lor este din România. Deci v-ați dat seama din prima că n-ar fi din Grecia sau Italia? Nu, nu, nu. După prima gustare care am făcut-o. Dar sunt din Aroneanu, direct din câmp. Serios? Da. Căpșunele provin de pe o plantație din comuna Aroneanu, situată la 10 km de Iași. El este Marius Lungu, tânărul antreprenor care a pus la punct întreaga afacere. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Bine Marius v-am Lungu. Găsit! Îmi pare bine. Ce avem aici? Avem căpșuni în luna noiembrie. Wow, haideți să vă arăt. Povestea a început în urmă cu 8 ani. Atunci, Marius avea o firmă care se ocupa cu depanarea și instalarea obiectelor electrocasnice. S-a gândit să investească și în fructe. Și așa a apărut plantația de căpșuni, întinsă pe un hectar. În primii ani, recolta nu a fost bogată, dar Marius a învățat din greșeli, a așteptat. Iar în ultimii 3 ani a reușit să crească producția. Acum, în noiembrie, adună în medie 200 de caserole pe zi. 300 de grame. 310, depinde. Le punem în obiectul lui, bine, mașini. Câte încap în lădița respectivă? 20, 30, depinde. Este un soi de căpșune care fructifică de la sfârșitul lunii mai până dă înghețul, până îngheață. Am avut pe toată perioada anului și având în vedere că nu a fost brumă, nu a fost frig,
încă mai recoltăm. Căpșunele sunt culese la ora 9 dimineața, sunt apoi ambalate, etichetate și predate firmei de livrări. În mai puțin de 2 ore, fructele ajung în aprozare, băcănii și chiar într-un lanț de magazine. În această perioadă, căpșunele de aroneanu se vând cu 13 lei caserola. Bună ziua! V-am adus căpșunele de la noi, de la căpșune de aroneanu, 20 de caserole. Astea sunt recoltate. Cu plăcere! Clienții le caută special pentru copii, pentru că sunt naturale, sunt nestropite, sunt extrem de gustoase și în ciuda faptului că în tot parcursul anului aducem foarte multe sortimente de căpșuni, acestea sunt cele mai cerute și cele mai solicitate. Cum se par, le-ați gustat? Sunt foarte bune, da, am cumpărat la dumneavoastră de multe ori și pentru nepoței și pentru noi. Chiar sunt foarte, foarte buni, garantat. Pământul în care se cultivă este lucrat cu mare atenție. Pe aproape toată suprafața este întinsă o folie care să împiedice creșterea buruienilor, iar butașii de căpșune primesc îngrășământ special, biohumus. Acesta se obține din procesarea resturilor vegetale și animale de către râme. Antreprenorul a investit și în această producție, iar de ceva timp nu mai plătește pentru fertilizatori. Pe toată perioada anului noi irigăm foarte mult, încercăm să folosim cât mai mult substanțe agreate în cultura bio, chiar dacă nu avem certificare, pentru a le da gust. Deoarece un fruct care să fie gustos trebuie să aibă și ceva natural. Marius Lungu nu se așteaptă să facă avere din această afacere, dar banii sunt suficienți ca să aibă un trai decent și să-și plătească ajutoarele. 6 oameni pe care i-a găsit în satele vecine și care îl ajută la cules. Acum ar fi nevoie de mai mulți. Producția e tot mai mare. Nici noi nu ne-am așteptat, vă dați seama. Noi așteptăm iarna, dar dacă Dumnezeu ne ajută, nu știu cum să vă spun. Suntem mulțumiți că avem și noi de lucru, facem și noi un bănuț. Cantitatea recoltată fluctuează foarte mult. Dacă scade de la 20 de grade la 15 grade, deja scade cantitatea recoltată la jumătate. Când dă bruma, căpșunele nu mai dau roade. În unii ani, vremea a permis totuși ca recolta să fie bună chiar și în luna decembrie. America a fost visul ei, iar tărâmul tuturor posibilităților i-a devenit pentru o vreme casă. A lucrat pe vas de croazieră și a cutreierat oceane și mări, însă acasă pentru ea a fost mereu România. Chiar dacă financiar îi mergea bine, a lăsat totul și s-a întors în țară cu un vis ce părea nebunesc. Își dorea o fermă de măgărițe. A ales acest animal pentru nenumăratele beneficii pe care le oferă laptele. Pas cu pas a reușit să pună pe picioare o afacere de succes, iar acum are liste de așteptare. Dar le plac camerele. Nu. Vor să fie celebre. Pentru Ileana Berci, ferma de măgărițe a venit cu mai multe avantaje. A înființat-o pentru că avea probleme cu imunitatea și știa că laptele acestui animal are o sumedenie de beneficii. L-a testat și a rezolvat problemele de sănătate și a decis că poate pune și ea umărul în ajutorarea părinților care dau de greu. Pas cu pas, plecând de la un gând, totul s-a transformat într-o afacere profitabilă, atât pentru ea, cât și pentru comunitate. În afară de faptul că ne dau lăptic, măgărițele senzaționale pentru copii, să interacționeze copiii cu ele, să-și dezvolte empatia. Deci au venit până acum școli și grădinițe întregi și erau aici, wow, super impresionați, toți le mângâiau. Laptele de măgăriță este similar cu laptele matern, o spun chiar specialiștii. Produsul contribuie la creșterea nivelului de energie, întrucât conține aproape toate vitaminele din grupul B. De asemenea, furnizează mai multă vitamina D decât orice alt tip de lapte. Conține tot ce are organismul nostru nevoie ca să funcționeze perfect și noi nu îi mai dăm prin alimentație. Și din el sunt toate vitamine, minerale, antioxidanți, aminoacizi, omega 3, omega 6, bactericizi natural, tot în stare naturală, foarte ușor de asimilat pentru organism și atunci instant repară ce are de reparat. Îl folosesc pentru un tratament cu calciu, adică vreau să îmbunătățesc sintetizarea calciului în organism și iau dimineața pe stomacul gol 100 de mililitri. Are foarte multe minerale și ajută la sănătate și imunizarea organismului.
E dulceac și e plăcut la gust. Ileana se mândrește cu faptul că laptele de la măgărițele ei ajută foarte mult la însănătoșirea copiilor, lucru pe care părinții din zonă îl știu prea bine. Am avut cazuri anul trecut de 9 luni de zile tușa un copil, o lua tot ce s-a putut, tot ce exista pe piață și remedii naturale și nu i-a trecut cu nimic. În 2 zile cu lapte i-a trecut tuse. Pentru ca laptele să fie la cele mai înalte standarde, măgărițele sunt tratate cu mare grijă și foarte multă iubire. Noi le producem mâncarea pentru că e foarte important ce le dăm de mâncare și toate terenurile noastre de la fratele meu sunt certificate ecologic și le dăm mâncare de cea mai bună calitate ca și produsul care ne-l dau ele la... Din dragostea unui om pentru grâne și pentru pâine s-a scris în urmă cu 25 de ani povestea unei brutării. Este ceea ce spune Raluca Ardelean de fiecare dată când vorbește despre fabrica de pâine și de turtă dulce pe care o are împreună cu soțul ei în comuna timișeană Chizătău. La început a fost moara, apoi brutăria, iar acum a făcut un produs unic în România pe care se luptă să-l transforme într-un brand național. Turta dulce cu umplutură de fructe. A convins deja o rețea de magazine din România să-i preia prăjiturile. Singura concurență din piață o reprezintă însă un produs similar importat din Ucraina. Povestea morii din deal de la Chizătău începe imediat după Revoluție. Un fost brutar a decis să ridice pe un teren gol o construcție. În câțiva ani a scris o poveste despre familie, despre bucuria de a munci pământul și de a-i culege roadele. Cel care a avut ideea nu mai este, însă moștenirea lui a rămas familiei care nu doar că i-a dus mai departe visul, dar a și dezvoltat afacerea. Am început tot ca un greenfield, dar românesc, și s-a început construcția morii. Socrul meu, făcând parte dintr-o familie de brutari, cumva a vrut să ducă tradiția mai departe. Și s-au gândit la momentul acela că e vital pentru businessul nostru să avem moară proprie. Așa a început cu construcția morii. După 2 ani, moara funcționa la capacitate maximă. A început apoi construcția unei brutării. Pâinea făcută la Chizătău a ajuns cunoscută în toată zona Lugoșului și mulți ani a fost pe rafturile a 10 de magazine. Pandemia, apoi criza energetică și nu în ultimul rând intrarea puternică pe piața marilor trader de grâu au făcut ca moara să nu mai fie rentabilă. În schimb, fabrica de pâine nu doar că a continuat tradiția, dar a și intrat pe un segment nou cu un produs unic în România, turta dulce cu umplutură de fructe. Va fi prima turtă dulce care are o poveste, acest personaj, pentru care avem bucuria ca o tânără artistă să fi creat și desenele, sunt în acuarelă și o să facem o mică colecție de rotunjoare cu fiecare poveste a fiecărui fruct și sperăm să ne însoțească în călătoria turtei dulci în România. La început au folosit 3 tipuri de gemuri, căpșune, prune și caise. Clienții spuneau însă că vor mai mult, așa că în gama de rotunjoare, așa cum au decis să le spună cei care lucrează în brutărie, s-au adăugat cele cu gem de vișine, zmeură și gutui. Avem o turtă dulce cu umplutură de gutui, o turtă dulce pe care am creat-o special pentru competiția Gastropan, împreună cu un furnizor de-al nostru. Am decis să ieșim așa un pic cu ceva inovativ. Noi nu știm să există o turtă dulce cu umplutură de gutui. Este extraordinar de bună și ne duce cu... Da. Și ne duce cu gândul la poveștile din copilărie. Cam acest concept noi am vrut să-l dezvoltăm în jurul produsului nostru. Poveștile sunt frumoase, însă micii antreprenori s-au lovit și de numeroase probleme. La început de proiect, mai nimeni nu te ajută. În sensul că am avut provocări de la cutia în care am ambalat produsul, care era prea înaltă și atunci cutiile ni s-au turtit și noi nu am știut acest lucru fiind la început de drum. Ideal ar fi fost să fi lucrat cu furnizori mai mari, dar furnizorii mai mari nu lucrează cu cantități de 1500 de cutii. Ori pentru noi, la început, puneam adecvat ambalajul. A durat aproape 30 de zile să primim punguța, după aceea aproape încă 30 de zile să primim cutiuța, ori clientul nostru nu prea are răbdare. Raluca Ardelean a reușit să cumpere un echipament performant de capacitate mai mică, dar care o ajută să acopere solicitările. Apoi și-a ales o echipă de tineri dornici să o ajute, care sunt din comunele din zonă și care se mândresc că pot lucra într-o brutărie de tradiție devenită peste noapte patiserie. Într-o parte este cuva cu gem, într-o parte este cuva cu alala, la un moment dat
se întâlnesc în mijlocul aparatului, iasă produsul finit cântărit, după care merg pe bandă, se așează automat, iar eu împreună cu colegii mei luăm tava și o punem pe rastel, după care rastelul intră la cuptor. Iar cuptorul încins la peste 200 de grade transformă aluatul cu umpluturi diverse în turtă dulce. Așa continuă povestea gustului bun, aromat și delicios, pentru că, spune Raluca Ardelean, rotunjoarele duc bucuria copilăriei mai departe, către, de ce nu, un brand național. Am găsit aur la Copălău, aur alb, așa cum îi spun localnicii. Vorbim despre banalul și gustosul usturoi. Cultivat aici de sute de ani, leguma ține în viață comunitatea, deși doar cel importat din China se află pe rafturile supermarketurilor. Dacă vreți însă usturoi românesc bio, dați o fugă așadar până în nordul Moldovei și cumpărați direct de la localnici. Bună ziua! Știți cum face usturoi este acesta? Nu, ăsta nu este usturoi de-al nostru. Asta nu-l recunoașteți, nu? Nu, nu, nu. Usturoiul nostru este așa, aurul nostru românesc. Așa, ăsta este roșu, așa, și ăsta este alb. Usturoiul de Copălău. De ani, de sute de ani de zile, de moștrămoșii noștri. Noi îl păstrăm din sămânță, adică din an în an. În data ce intri în Copălău, ți-e imposibil să nu tragi pe dreapta când vezi așezați pe rogojini căței de usturoi. E o formă de marketing autohtonă care le aduce producătorilor vânzări nesperate. 70% din întreaga cantitate, undeva pe aici, se vinde la poartă. O bună parte din clienți sunt și străinii. Iar acest aspect aduce, bineînțeles, și faimă. O piață suprasaturată de usturoi importat din China sau Spania, în nordul Moldovei, la Copălău, oamenii cultivă aur alb, cum îi spun ei. Jumătate din comunitate trăiește din această afacere, chiar dacă munca nu este ușoară deloc. De mic copil fac lucrările astea de la părinții mie și acum la un hectar jumătate de usturoi. Chestița e foarte mare la teren, multe lucrări, manopiri de lucru, foarte multă muncă, de plăcere, de nevoie, de cu asta ne ocupăm. Și asta e ocupația noastră, trăim din asta. Care e cea mai grea parte? La însămânțat, la recoltat sau la vândut? Cea mai ușoară la vândut, dar până să ajungem acolo, stăm cu fundul în sus aici și aia. Și la recoltat iar este. Până să ajungem la recoltat este foarte multă muncă. Da, mai greu la recoltat ca la plantat. Merită această muncă pentru că știu că usturoiul pleacă de aici la 10 de kilometri departare, în piețele din Iași, Bacău. Un produs natural făcut într-un pământ curat, bio, neapărat în piață va ajunge. Deci piața va fi în continuare, din punctul meu de vedere, locul unde se vor vinde aceste produse de o calitate superioară. La Copălău, oamenii nu mai lucrează ca pe vremuri la CAP, dar știu bine că unde-s doi, puterea crește. Astfel s-au asociat unii cu alții ca să poată livra o cantitate mai mare pe piață. Mai suntem niște cumătri, prietenii, așa, avem undeva la 6-7 hectare, per total. Suntem 3 familii. A, deci v-ați asociat? Da, 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 da. Dar totul manual lucrăm, nu lucrăm mecanic, deodată nu avem utilaje, mai e greu pentru utilaje, bănuți. La nivel de Copălău sunt undeva la 70 de dosare de beneficiari ai programului Usuroiu. Producția estimată la nivel de comună se apropie undeva la 350 de tone. E usturoi cât vezi cu ochii la Copălău și ajunge în toate piețele din România, nu însă și în supermarketuri, pentru că nu are loc de cel din China. Cumpărătorii sunt atrași, se pare, de formă și de aspect, iar cel asiatic are trecere mai mare. E mult mai bun decât ăla chinezesc. Toți prietenii care îi am chiar vin și iau de aici din Copălău, întrucât nu au probleme cu digestia. La usturoiul chinezesc toți se plâng că e doar ficatul, că se simt chimicale în el. În ăsta spun că nu au nimic. Sătenii au început deja să învețe și marketing. Acum usturoiul nu se mai vinde doar la grămăjoară sau funie, ci și la buchet. Cu flori sau cu specii de grâu. Au fost destul de apreciate de cei care le-au văzut. Sunt persoane care vor să facă un cadou inedit și atunci apelează la acest buchet. Localitatea are în fiecare an producții record. Practic, oamenii de aici nu prea au concurență.
A vrut să aibă o livadă altfel decât cei mai mulți dintre români, așa că a început să cultive fructe exotice. A plantat timid un pom de kiwi, iar acum are peste 50 de arbori care fac fructe pe care noi le găsim doar pe rafturile magazinelor. Vorbim despre un bănățean care în loc de prune, mere, pere sau piersici cultivă cachi, kiwi sau căpșuni. Și chiar dacă suntem la început de decembrie, acum culege roadele. În urmă cu 10 ani, Bogdan Costea s-a mutat într-o casă din comuna Giroc, la marginea Timișoarei. Așa a început povestea pomilor exotici din grădina lui. Pasionat de fructele din Italia, Spania și alte țări mediteraneene, bănățeanul a plantat primul fruct exotic, un kiwi. După câteva încercări, a reușit să-l aclimatizeze, iar după 2 ani s-a bucurat de primele fructe. Tot rodul este în jos, deci nu avem nevoie nici de lumină foarte multă la el, iar după cum vedeți, rezultatele sunt foarte bune. Apoi a venit rândul altor pomi exotici. În fiecare colț al grădinii dai peste unul care a învins clima românească. Arbore de căpșuni, arborul Sunedo mediteranean. Avem kiwi pe garduri, o să vă arătăm și mai frumoși în față. Avem kaki, avem aici 4 soiuri, foarte interesante. Italia, Spania, Japonia și Bulgaria. Avem rodiu, avem mini kiwi. Iar pasiunea pentru aceste fructe a dus-o mai departe. Bogdan Costea și-a luat chiar și un doctorat la Facultatea de Agronomie. A studiat intens, a aclimatizat plantele și acum se bucură de o impresionantă producție de kaki. E un urmaș de-a lui Rojo Brilliante, adică cam ce găsim prin comerț, cea mai mare varietate, dar ăsta e un picuț mai mare. Eram chiar de la un prieten de-a meu din Spania. Pomii fructiferi din grădina bănățeanului sunt sensibili la temperatură. La minus 15 grade nu au absolut nicio șansă și tocmai de aceea climatizarea este esențială. Bănățeanul a găsit soluții. Cocen de porumb, imediat lângă pom, după care m-am dus cu folie autoclimatică în 3 straturi, creând astfel o ambianță prin care pomul poate și să respire, că și de asta trebuie să ținem cont. Deci nu putem să folosim materiale de plastic, dar totodată trebuie să-i asigurăm și câteva grade în plus. Gustoasele căpșuni sunt regine în grădina lui. Chiar dacă suntem în noiembrie, a venit vremea recoltei. Avem arbore de căpșuni. Arbutus Unedo e un arbore specific zonei mediteraneene. În principiu, în perioada asta își face florile. Urmează să fructifice undeva în ianuarie și din acel moment până în noiembrie își tot maturează fructele. Timișoreanul nu vinde fructele, dar le împarte cu mare drag prietenilor, rudelor și celor care îl vizitează. De la ora 11, colegul meu Marius Aizu vă așteaptă cu o ediție specială moderată de el. Marius, la mulți ani, bună dimineața și vreau să știu ce surprize ne-ați pregătit. Bună dimineața, Georgia, bună dimineața, doamnelor, domnilor, și la mulți ani România și la mulți ani români. De la ora 11, chiar 11 fără un minut, o să fim în direct de aici din studioul Prima TV Focus. O să avem un invitat din partea desemnat, de altfel, de către Ministerul Apărării, un comandor cu care nu doar că vom comenta, vom vorbi despre parada de la Arcul de Triumf, o paradă care va fi cumva altfel, cel puțin față de cea de anul trecut. De ce? Pentru că vom avea aeronave care vor survola cerul capitalei și sunt deja mult mai mulți oameni astăzi prezenți în audiență, să-i spunem așa, în tribune, pe marginea alei șoselei principale pe unde se va desfășura această paradă, pe unde vor trece undeva la 2400 de militari și nu doar militari români care sunt astăzi prezenți acolo. Marius, îți mulțumesc tare mult, te urmărim cu interes. Eu îmi iau la revedere acum, rămâneți alături de noi și la mulți ani încă o dată, la mulți ani români!